femeie a fost arestată sub suspiciunea că și-a vândut fiul de 7 ani unor străini pentru suma de aproximativ 5.000 de dolari. Femeia susține că avea nevoie de acești bani pentru a-și achita datoriile. Conform Observator News, mama a trei copii în vârstă de 36 de ani a încercat să-și vândă băiețelul de doar 7 ani pentru a-și putea plăti datoriile. Voluntarii de la o organizație de caritate împotriva sclaviei s-au dat drept cumpărători, răspunzând la anunțul femeii și întâlnindu-se cu aceasta într-un mall pentru încheierea presupusei afaceri. Femeia este acuzată că s-a întâlnit cu cumpărătorii în zona de alimentație a unui mall. Ea l-a adus pe băiat cu ea și a spus că nu-l deranjează să aibă o nouă familie. Operațiunea de salvare a băiatului a venit pe fondul îngrijorării din Rusia cu privire la comerțul copiilor în exploatare sexuală sau trafic de organe, cu implicarea unor bande criminale organizate. Până la sfârșit am sperat că a fost o poveste inventată, că aceasta a fost o glumă stupidă a cuiva sau o fraudă pentru bani. Cu toate acestea, când grupul nostru împreună cu angajații grupului de investigare a crimei organizate au plecat pentru a încheia afacerea, am asistat la vânzarea băiatului. Narghiza a primit banii și a dat copilul unei persoane pe care nu o cunoștea, a declarat un purtător de cuvânt. Femeia a explicat că soțului ei nu îi plăcea fiul cel mare și au decis să-l vândă pe copil pentru a-și achita datoriile, a adăugat purtătorul de cuvânt. Familia locuia într-un apartament cu două camere și își construia propria casă cu un venit de 2000 de dolari pe lună. Băiatul pe care ar fi încercat să-l vândă era de la un partener anterior, iar femeia are acum un băiat și o fată cu actualul ei soț. Oleg Melnikov de la organizația de caritate a avertizat anterior despre o creștere a numărului de femei ruse care își vând copiii față de anii precedenți. El a spus că femeile au întâmpinat adesea dificultăți financiare, dar standardele morale scăzute au explicat și acțiunile lor. Știm că acești copii nu au nicio șansă să obțină documente legale, vor ajunge pe mâna cerșetorilor de pe stradă sau a pedofililor, a mai spus el. Copiii din Rusia sunt adesea găsiți în cele mai grave forme de muncă, inclusiv munca pe stradă și exploatarea sexuală comercială, relatează Observator News.ro.